Am revenit, stimați telespectatori, dar am și pățit-o, pentru că pe lângă colonelul Zărnescu, pe care l-ați văzut aici, un tip dur așa, pe lângă Mihai Antonescu, alt personaj feroce, iată a venit unul cel mai periculos, și anume comandantul. Comandantul Mișcării Legionare, Șerban Suru, te salut, Șerban. Sănătate la toată lumea. Ai venit la momentul oportun, când noi dormeam în post aici sau visam la conspirații mondiale. La ore târzii mondiale. De noapte, nu? Așa? Conspirațiile se fac noaptea, în general. Conspirațiile, da. Noaptea conspiratorii nu dorm. Nu mai știu cine spune asta. În fine. Da. Șerban, ție spun prima întrebare. Ce caută Soros în România? De obicei, Soros când vine în România, vine pentru interese proprii. Cine își închipe vreodată că vreun miliardar făcut peste noapte miliardar vine pentru binele nației a lui sau al altora, înseamnă că e limitat mental. Și crezi că prezența unor asemenea personaje este un, mă rog, la nivel de prim-ministru, adică personaje care n-au practic niciun fel de investiție la vedere. Eu nu mi-aduc aminte ce întreprindere de prelucrare prin așchiere are Soros în România sau altă chestiune. Asta nu este cumva un semn că există ceva, o cupolă invizibilă, care ia legătura direct cu primul ministru, care se duce și vorbește cu președintele, mă rog, n-a fost acum cazul, n-a vorbit cu Băsescu, cel puțin nu s-a dat știrea. Înseamnă că în România mai sunt resurse, mai e ceva de furat. Mai e ceva de corupt. Mai e ceva. Hai să folosim termeni. Înseamnă că nu s-a dus furat tot. La nivel de Soros, furat. Mai există ceva valoros cât de cât. De reciclat. Nu, există niște teorii ale conspirației, mai că încă nu s-a creat un guvern mondial și probabil că va fi mult până să se mai creeze, să ajungă la un guvern mondial. Dar, în general, printre mari oameni de afaceri, se practică un lucru. E o vorbă care se spune și în limbaj obișnuit, așa. Bun. Se zice în felul următor. Și dacă îi spun câteva cuvinte bune, o vorbă bună în plus, mă costă ceva? Nu. Dacă încerc, pun mâna pe un telefon și vin și întreb, ce mi-am pierdut? La banii mei mi-am pierdut o călătorie până la București? Mare scofală nu e. Adică vrei să spui că trecea pe aici, a văzut lumină și a zis, nu, și adică să vreau să spun, vreau să spun că de multe ori se merge, cum să spun eu, un limbaj așa de ăsta clasic, la plesneală. Este exact ca pe un personaj care e urât, n-are farmec la femei și îți face atunci o listă cu vreo 50 de muieri și ce le dau la toate telefon. Cât mă costă telefon? Încerc. Dacă una acceptă invitația să iasă cu mine în oraș, e perfect. Bun. Dar altfel nu am nicio șansă să mă sune cineva. Ce șansă credeți că există ca vreun prim-ministru sau vreun președinte sau vreun șef de bancă să pună mâna pe telefon, să-l sună pe Soros și nici măcar nu știe telefonul? Deci când vrea să facă o afacere, dator să meargă, să impresioneze. Asta este regula de bază. Simplu ca bună ziua. Nu-i vedetă. Un banchier sau un mare om de afaceri nu are impresar. Care și domne, se duce impresarul la înaintare și pe urmă eu accept sau nu accept rolul de film. Se fac conspirații fără discuție, dar nu la nivelul mare la care ne închipuim noi. Sau la care mulți cad în plasa acestui... Nu, dar hai să spunem că lumea asta... Cele mai dure conspirații s-au făcut în ultima vreme de către americani și către ruși. Ok. Asta sunt cele mai dure făcute. Iar cele mai perfide, clasicul citat Shakespearean, perfidul Albion. Da. Alea sunt cele mai perfide. S-ar putea ca, de fapt, tot perfidul Albion să fie și în America. Da, în anumite chestii. Americanul e pragmatic. Din nefericire pentru noi sau din fericire pentru noi, dacă primim din punct de vedere al concepției creștine. Americanul, de exemplu, când a vrut să intre în Irak, a fost pragmatic. El n-a intrat pentru altceva, se știe foarte clar, decât pentru petrol. La el cifrele au tot pragmatici. Dacă nu intru în Irak și Irak începe să-și vândă petrolul pe euro, se riscă ca întreg sistemul de plăți al OPEC-ului să se transforme în plată de petrol pe euro, că se crease nou euro. Și arabii cumpărau mărfuri, în general, din Uniunea Europeană. Nu se duceau să-și cumpere frigidere din Statele Unite. În afară de câteva produse care veneau direct din America, Mercedes-urile, Rolls-Royce-urile, ce vrei, ce nu vrei, căzile de baie, ba de la italien, ba de la german, ba de la francez, tot ce vrei. Bun. În momentul în care întâi s-a pus embargo în Irak, lui Saddam Hussein, și a zis, domne, nu mai vinzi decât petrol contra hrană, și
imediat în 2000 când s-a creat euro, Saddam Hussein m-a zis, păi eu mi-au, nu, oricum am embargo din partea Americii și din partea tuturor, nu o să cumpăr cerealele din America, că n-am cumpărat niciodată, le cumpăr din Europa. Păi atunci de ce să-mi vând petrolul meu pe dolari? Ca pormă să-l pierd la schimbarea în euro? Înainte de a fi euro, trebuia să îi convenea dolarul, pentru că cu el îl transforma bani lire, bani mărci, bani franci, francezi și așa mai departe. Și atunci zice, oh, eu îi vând pe euro. Da, în secundă aia a venit Venezuela, care a zis imediat, a, fac și eu un coș comun, dolar și euro la petrol, după care a început să gândească întreg OPEC-ul. Bă, da, dacă schimbă. Dacă mâine s-ar trece la vânzarea petrolului, nu în dolar, ci în euro, America face poc. Este o realitate. America face poc. Bun. Și atunci, americanul a fost foarte pragmatic. Dacă zice, eu pierd sursele de petrol și controlul pieței de petrol prin crizele care mai apar, câți oameni mor? Păi mor pentru că nu mai au medicamente, că o să fie criză cu tare, deci e jumătate de milion de cetățeni. Dacă intru în Irak și creez o teorie a conspirației, cât mor? Păi mor vreo 20.000. Intrăm în Irak. Și de ce am nevoie ca să creez o conspirație în Irak? De ce au ei nevoie? Nu cumva au nevoie de un cerc de sateliți care să zică da, că astfel nu se poate duce America singură sau America împreună cu Anglia. Au nevoie de România, de Cehia, de Polonia. Americanii din acest punct de vedere sunt exact Alexandru Macedon. Alexandru Macedon a câștigat o lume pentru că ori de câte ori cucerea cât o țară, se ducea la soldații adversi, îi lăuda, v-ați lupta brav cu mine, aia care au rămas în viață. Corect. Ce, nu vreți să fiți alături de mine? Vă dau același grad de care ați avut până acum. Să mergem mai departe, să mai cucerim? Și toți ziceau, da. Și ăla chiar făcea. Și ăla chiar făcea. Bun. Da. La fel face și americanul. Nu vreți să veniți cu mine la prăduia la Irakului? Ba da. Nu, Irakul a fost altceva. Irakul a fost o conjunctură... Nu, dar nu vorbim de... Bună și proastă. În Irak n-a fost o conspirație spontană. A fost o mișcare spontană, a fost o conspirație. Nu e vorba de conspirația Irak. Este vorba de conspirația NATO. E vorba de conspirația oricărei afaceri capitaliste. Capitalismul înseamnă, până la urmă, imagine. Tu nu vinzi un produs, tu vinzi un produs plus trebuie o imagine. Trebuie să ai susținerea populației și pentru asta trebuie să creezi normal, trebuie să te prezinți și în erou. De ce nu te prezinți în erou? Pentru a crea această imagine ai nevoie fie de talent, fie de un prost căruia să-i o vinzi. În general încearcă să împușcă. Ce e mai ieftin? Prostul, nu? Bun. Ce părere aveți voi de teoria un popor pentru a fi bine guvernat trebuie bine informat? E un fals. La fel ca și competiția mama succesului. În realitate, un popor, pentru a fi guvernat, trebuie să fie prost informat. Bine dezinformat. Da? Asta s-a întâmplat, uite-te, România. Este că făceam aici socoteala. Există un popor care în momentul de față nu mai are nicio dorință de bătaie, de luptă, de... nu mai are. Este dezamăgit de politicieni, este dezamăgit de sclipicioasele produse care, hai să fim serioși, da, un telefon modern, după o săptămână îți dai seama că n-are semnalul cum trebuie, că de fapt nu face, că gadgeturile care le instala, widgeturile, nu știu ce, de fapt sunt apă de ploaie și așa mai departe și așa mai departe. Deci un popor dezamăgit, o economie care s-a dus, o societate care nu mai respectă reguli morale, nu mai are pilonii de bază pentru ei, credință, religie, dragoste, pe familie, banc. Sunt ca în filme, sunt trendy, așa. Finanțele care aparțin altora, utilități, energie și așa mai departe, altora. Ce faci tu cu asemenea conglomerat? N-ai cum să faci din el o națiune, n-ai cum să faci o țară, n-ai cum să faci un partener. Dar faci un fel de sclavagie sau de obicei modernă. Un pion. O care are valoare mare, dar poate să aibă valoare mare atunci când îl sacrifici. Poate să-ți câștige chiar un joc. Deci mai mult de un pion de sacrificiu n-ai ce face cu o țară cum este România. Iar calea pe drumul de la țară, de la pion care încerca în draci nebunul de Ceaușescu să-l transforme în regină, până la calea în care pragmaticii americani, cum spui tu, încearcă să îl sacrifice ca să câștige un război în Irak, un război nu știu unde,
Asta e calea până la urmă. Și asta s-a întâmplat. Asta este. Deci conspirația nu înseamnă cumva un guvern mondial care încearcă să aducă bunăstare planetară sau care are un plan care reușește. Că nu reușește să dea naibă. Eu vă spun, eu ca mason declarat, da? Și om care am studiat masoneria și de-aia mă și cheamă pe la diverse conferințe să țin prelegeri, dar nu spun că masoneria a obținut victoriile pe care le proclamă unii istorici masoni. Și tâmpenii, nu e adevărat. De multe ori au fost nereușite, de foarte multe ori au fost nimereli. Sigur, s-a plecat de la niște principii bune în teorie, dar în practică... Dar practică nu omoară, nu? Că tu vorbeai de, sau cine spunea de iluminați, Doru spunea de niște, de niște iluminați. Păi nu sunt niște iluminați, pentru că a fi iluminat, deci cineva care crede în rațiune și a fi mistic, cum sunt multe dintre rituri, cel puțin în România, este o mare diferență. Deci este un talmeș-balmeș ca și acolo, în fine. Deci masoneria este o altă chestiune. La asta mă refer cu teoria conspirației și dovediți-mi mie că nu există o conspirație în momentul ăsta. Tot timpul, toate trusturile fac conspirații. Păi... Din acest moment, nu scapă, e în firea umană. E în firea umană. Când te duci și faci curte la o femeie, faci o mică conspirație. Mă îmbrac așa, mă duc așa, da, duc așa. Dom'le, orice strategie ascunsă e o conspirație. E adevărat. Bine, acum o conspirație bună nu poate fi înțeleasă, nu poate fi demontată. Iată. O conspirație genială nu poate fi nici măcar bănuită. Pentru că nu e descoperită. Problema este că se depreciază specia, se depreciază lumea. Adică nici conspiratorii nu mai sunt ce au fost. Nu au fost nici conspirațiile nu mai sunt ce au fost. În general se zice așa că o conspirație care depășește o perioadă, adică e programată pe o perioadă mai mare de 5 ani, are toate șansele să se întoarcă împotriva conspiratorului. Pentru că se schimbă un sfert de generație, se schimbă un sfert de generație. Se ajunge la ciclu complet. Și atunci acel care vine imediat după ajunge să creadă în ea, deși e al tău. Exact. Exact ca și cum aș începe eu timp de 5 ani de zile, zic vreau să prostez populația și timp de 5 ani de zile zic ce bine e să mestecă în ciungă. Am toate șansele ca în momentul în care fiind ajunge mare să creadă, pentru că așa cred, să zică, domne, așa a spus și dacă eu între timp mor într-un accident, Doamne ferește, de automobil, toți o să mestece ciungă, inclusiv copiii mei. Deci eu credeam că eu o să le transmit copiilor mei ca ei să nu mănânce ciungă. Să mănânce proștii, dar ei mei nu. Și atunci există și șansa asta. Mulți nu prea cunosc o serie întreagă. De ce te-am insistat să vii tu chiar la ora asta târzie? Pentru că Mișcarea Legionară a încercat să fie altceva. Să fie o chestie care să plece din popor. Deși tot sub o influență europeană. Pentru că au fost, mă rog, Europa avea naționalismul acesta de esență radicală. Dar Mișcarea Legionară a fost o ruptură în sistem. O ruptură în sistem. Și imediat, iată, nu numai, așa cum spuneam și de Ceaușescu, nu numai că a fost ucisă fizic, se încearcă și a fost ulterior încercare de a fi ucisă și metafizic. Se încearcă și în ziua de azi, din nefericire. Da, asta se practică... E important că omul e însuși legenda lui, trebuie să omori legenda. Exact. Exact. Trebuie să rescrie istoria. Da. În ziua de azi, așa cum vorbeam și cu tine, se încearcă introducerea cuvântului legionar în lege, ca să fie interzis prin lege. Și mi s-a părut tot timpul o aberație. Am reușit să o dăm peste cap, dar e o cretinie mare de tot. Pentru că în secunda aia, dincolo de faptul că faci o nedreptate, mai pui și la zid o serie întreagă de oameni de cultură din perioada interbelică și după și așa mai departe. Nu o să mai poți să mai citești cu un Radu Gir. Mi-aduc aminte când a apărut Mihail Neamțu de la Partidul Noua Republică și a citit celebra poezie Ridică de Gheorghe Ridică de Ioane, care de fapt se numea la origine Manifest. I-au sărit toți în cap că a încălcat ordonanța 31/2002, că se face vinovat de act de fascism. Ce o tâmpenie, cum citești? Nimeni nu s-ar fi gândit să zică, stai domnule, că asta e o poezie scrisă în anii 50. Se referea la perioada colectivizării, care începuse deja, și pentru care Radu Gir n-are nicio conotație directă referitoare la legionar sau ceva, bun? Și pentru că Radu Gir a fost condamnat la moarte.
În loc să ridici o statuie, este singurul poet din România și din Europa care pentru o poezie, într-o epocă modernă, a fost condamnat la moarte, domne. Nu știu că e singurul. A, în epoca modernă. Da, da. E, condamnat la moarte. E adevărat că i s-a comutat pedeapsa. Mă întreb și eu dacă Adrian Păunescu ar fi scris o poezie, să-l fi condamnat unii la moarte, mamă, cred că aveam statui și în, la fiecare colț de stradă. Marele poet care pentru o poezie a fost condamnat la moarte. E, uite, acum asta se întâmplă. Radu Gir, Radu Gir care a făcut teatrul evenț de stat Barașeu. Și care acum au sărbătorit marele teatru. Dă un leu pentru Barașeu, acum se laudă toți că se prăbușește. Și unde în momentul în care l-au judecat comuniștii, l-au întrebat: de ce la teatrul evenț de stat ai angajat numai evrei? Răspunsul a fost numai simplu, pentru că este era teatrul lor. Nu puteam să angajez altceva. Nu, vine răspunsul procurorului. Ci pentru că ai vrut să exploatezi. Da, era normal. Domnule, dacă ușa sună tâmpenie, ce poți să zici? Era normal pentru că procurorul era el însuși evreu în etapa stalinistă. Da, nu, după mine nu ăsta e răspunsul, pentru că Radu Gir trebuia condamnat. Deci nu, asta fără discuție, dar n-are, clar, în principiu nu are importanță cine era până la urmă, tot îl condamnau, că era evreu, că era rus, că era român, că era... Tocmai există o tendință mondială de a deradicaliza niște mișcări. Și așa le antizezile nu mai există. Cum sunteți voi? Voi sunteți niște legionari moderați, pentru că nu poți să fii naționalist, că e articolul de cod penal, 317. Nu poți să fii șovin. Nu poți să fii antisemit, nu poți să zici aia, nu poți să zici aia, nu poți să zici aia. Bun. Deci dintr-o mișcare radicală, naționalistă, a devenit o chestie călduță. Nu, a devenit... După, anumite subiecte... Nu e călduță, numai că nu are posibilitatea să se exprime. Anumite subiecte așa cum era nici măcar nu mai pot fi dezbătute. Ele devin tabu. Să-ți povestesc cu o anecdotă foarte interesantă. În 2009 eram în sudul Londrei, în Brixton, cu un domn autor britanic de manuale, foarte respectat, foarte reputat, mergeam la un concert la Brixton Academy. Și la un moment dat, într-un pub de ăsta foarte înghesuit, vreau să-mi iau și eu a doua băutură. Și îmi spune ăsta, aici vezi că există, este al doilea, mai există și un al doilea barman. Și zic, unde? Zice, în partea aia a barului. Zic, lângă domnul ăla de culoare, îmi spune, șu! Mă duc, îmi iau băutura, zic, ce am zis greșit? Ce am zis politically wrong? Că n-am zis negru, am zis de culoare. Noi nu spunem așa ceva, noi facem abstracție. Cum adică facem abstracție? Dacă spun femeia aia blondă e o discriminare, poate fi. Deci n-am spus absurdități. N-am spus omul ăla este nigger, omul ăla este sclav, exact. Omul ăla este inferior. Am spus omul ăla de culoare, că el așa era, domnule, mai bronzat. O automanipulare inclusiv în chestiuni de conspirație. Vă dau un exemplu concret. Am fost foarte bun prieten cu Traian Golea. Traian Golea a fost un vechi legionar, comandant legionar, al cărui frate a fost parașutat în anii 1951 în România, împreună cu alți legionari, l-au prins într-un final, a dat peste cap Festivalul Tineretului Comunist, de fapt, care era la București atunci, l-au prins, normal că l-au condamnat la moarte și l-au executat pe el și că încă 12 și 13 au fost executați. Bun. Iar domnul Traian Golea practic a salvat Transilvania în anii 80 și de la toată manipularea pe care o făcea guvernul ungar în Statele Unite. Ungurii au avut, și asta e o chestiune foarte serioasă, pe care au practicat-o din nefericire și alte nații. Ideea asta, domnule, nu pot să am undeva în fruntă unul de-al meu, atunci îi bag o femeie în pat. Da, asta a fost manipularea făcută de unguri întotdeauna, așa este. Și asta au făcut și evrei, au mai făcut și mulți. Și rușii au făcut-o când au putut. Dar ungurii au excelat. Dar da. Ungurii au excelat că aveau fete frumoase, numai unguroaice nu erau, dar n-are importanță. Da. Că așa putem să-i acuzăm pe unguri, apropo de chestia asta, cu ce s-a întâmplat la Jobbik. În 1918, după primul război mondial, dincolo de granițele României în Ungaria, erau 800.000 de români. Acum nu mai sunt nici 30.000. Nici 30.000, da. Asta e genocid cultural. Este genocid prin asimilare forțată. România ar trebui să ceară daune statului ungar pentru genocidiu practicat din 1918 până în prezent. Asta s-a întâmplat în toată Transilvania. Domnule, nu mă refer strict atunci, dincolo de granițe. Da. Într-o epocă modernă. Vorbim de după Corect. Primul război mondial. Corect. Nu vorbim de epoca medievală. O epocă a societății națiunii. Da. Deci atunci, da, atunci poți să-l condamn foarte frumos. Statul ungar să cerci chiar și despăgubiri. Și acum revin la ce a fost cu domnul Traian Golea. Și de ce a reușit să se făcuse un astfel de plan din partea guvernului comunist ungar,
care tot timpul se spunea că Ceaușescu vrea să distrugă Transilvania, că acolo ungurii sunt persecutați și asta o lansau printre senatori și congresmeni americani. Bun. Unii dintre ei erau căsătoriți cu unguroaice. Domnul Gola a reușit să dea peste cap toată povestea. A atipărit nu știu câte tiruri de cărți importante în limba engleză traduse din română, l-a dat la toate universitățile, la toți congresmenii și așa mai departe și a cheltuit din buzunarul propriu vreo $80,000 numai pe tipărituri. Și într-un final a primit scrisori de mulțumire că a scos și o carte, l-am văzut și ala cu tot. Bun. Și din momentul acela toți istoricii din ceea ce reprezintă Occidentul când se duc la Transilvania sunt una dintre cărțile, apelată una dintre cărțile pe care l-a trimis domnul Traian Gola. Și acum, de ce ziceam că am fost bun prieten cu Traian Gola din acest punct de vedere, apropo de ce se întâmplă în lume, este în felul următor. Scuzați-mă puțin așa, sunt obosit. În momentul în care a venit în țară după 1990, el era abonat la practic tot ce înseamnă revistă și carte naționalistă din Statele Unite. Bun. Iar unii dintre cei de acolo, dacă poți să vorbești de termen naționalist în Statele Unite, dar se poate vorbi într-un final, făceau recenzii ale presei. Și mi-a venit cu o broșură unde pe spatele era o hartă scoasă de un geograf din Departamentul Statelor Unite, bun, în 92, cu posibilă împărțire a lumii, conform noilor tendințe după prăbușirea comunismului. Harta era mai mare, că mi-a și spus, vezi că și America e împărțită. Se va despărți în concepția asta, zice, America se desparte în două. Partea de est, partea de vest și s-a putea și sudul. Bun. Dar în Europa erau clasice împărțiri de genul ăsta. Bun. Padania în Italia, exact, Țarabașul, da, Catalunia în Scoția Spania, despărțită, Scoția, Cehoslovacia despărțită și așa mai departe, Kosovo despărțit, tot ce vrei. Bun. Era și România. România, da, că se zicea Transilvania s-ar putea să ajungă la unguri, o parte din Basarabia să ajungă la ucrainieni și zona Craiova-Banatul, stat țigănesc. Bun. Nu asta conta. Harta asta noi am făcut-o publică, am luat-o de acolo, am făcut-o mare, o am și acum la sediu, dita mai harta mare, am făcut și conferințe de presă și asta se întâmpla în 97, dacă nu mă știu. Tot ce vrei frumos, mă. Trec anii, în 2000, nu mai știu cât era, 8 sau ceva de genul ăsta, vine un ziarist de la Libertatea, vede harta la sediu, face niște poze, scrie un articol. Din momentul acela încep să înflorească conspirații. Securitatea care povreau Ceaușescu a descoperit ce s-a discutat la Malta în 1987 și au venit cu harta asta și o pupoasă lui Ceaușescu și cu tare, dom'le, o chestiune de rămai mască, ca să nu mai vorbesc că numele acestui geograf se confunda cu numele unui diplomat american și toți l-au trecut pe diplomatul american care n-avea nicio legătură absolut niciuna și care pur și simplu învinovățau de chestii care nu că nu învinovățau, îi puneau un, ca zic așa, în sarcini lucruri pe care nu l-a spus niciodată. Săracul ăsta geograf american murise între timp, nu știu ce, infart, ăsta era încă în viață. Și asta zic, oamenii singuri, fără să-și dea seama, uite așa răstămăcesc, pentru că ideea asta cu harta a apărut, domnule, o vezi, dacă dai căutare pe internet, nu știu câte ziare au scris despre același lucru și l-au răstămăcit, fiecare a mai adăugat câte ceva sau a scos câte ceva important și a pus de la el din burtă. O știți mai bine de fapt decât mine. Cum se întâmplă așa? Și telefonul fără fil în presă funcționează pe rupte. Îmi aduc că, apropo de chestiunea asta, cum a fost când s-a descoperit o groapă în județul Iași. S-a zis că era o groapă unde au fost executați niște evrei și băgați acolo. Bun. Și s-au dus reporterii și au început să ia reportaj la săteni. Domne, știți ceva a fost acolo? Și vreo două babe, nu pot să uit că l-am auzit și eu zic, domne, eram eu tânără, mi-aduc aminte. Zice că am auzit că s-a întâmplat ceva în pădure, zice, și m-am dus repede acolo după ce au plecat, zice, soldații, zice, și am văzut că era pământul, zice, răvășit, zice, și proaspăt pus, și zice, și am vrut să mă duc acolo și că m-a apoiat de groapă, n-am știut ce se întâmplă, domne, s-au auzat vaite din groapă. Domnule, o babă, da, da, încă una. Bun. După care se fac săpăturile, se descoperă că acolo erau niște oase de vite, aruncate cândva. În mod normal nu trebuia o astfel de babă ca să le tai, să fie băgată în pușcărie, să merte Dumnezeu, chiar avea 80 de ani. Asta e altceva. Pentru că asta este deja, există în codul penal, insultă și în relații internaționale, deci în momentul în care răspândești un vons fals care dăunează relațiile internaționale ale României, te condamnă penal. Da, dar vezi că, din păcate, chestiunea se face altfel.
asta se face. Ți-aduce aminte, așa, a existat un film. Eu nu vorbesc foarte despre interesant ăla cu Robert De Niro și Dustin Hoffman. Wag the Dog. Așa. Pun la cale un război undeva. Preiau câteva imagini dintr-o țară, da, vorba știu, de Albania, da, ține. Da. Așa s-a întâmplat de fapt în realitate. Deci, în filmul ăla, rețeaua din 1974, în Afganistan, și iată, și iată dacă noi, dacă noi mai putem susține că nu este conspirație ceea ce trăim, dacă 11 septembrie rămâne în continuare pentru unii un fapt real, înseamnă că totuși planul conspiratorilor merge. Aia a fost o conspirație. Bine, nu sunt de acord cu ea, dar din punct de vedere al modului în care a fost pusă. A fost pusă, o conspirație, da, care n-a fost înțeles. Da, păi nici nimeni acum... nu știe ce s-a întâmplat. America nici acum nu știe ce a lovit. Au intrat... Băi, nu, nu. Cum adică? Tu crezi că au pus-o la cale alții decât americanii? Da. Interesant. Este o teorie. Alți americani. Alții decât americani. Alți americani. Cine a avut de câștigat din 11 septembrie? Guvernul american, care a intrat de atunci peste țările arabe. Nu, guvernul american a avut probleme serioase. Și interne, și externe, și economice, și politice, și sociale. Păi stai un pic, că nici măcar reasiguratorii nu erau americani, erau nemți. Deci, cine a câștigat din treaba asta? Guvernul american, care a găsit un motiv pentru... de un debușeu pentru armele lor, da, declanșând din acel moment războiul terorismului mondial, generând o nouă agenda a zilei. America a pierdut foarte mult. A pierdut ca imagine. A dovedit vulnerabilitate. Da. Deci a fost un stat în care a pierdut două clădiri emblematice în buricul centrului, deși nimeni nu s-a așteptat la așa ceva. Okay. Americanii au investit în propagandă zeci de ani. Au făcut filme în care ei băteau și pe clingoni și pe marțieni și pe Danșova și pe toți. Pe scopul ăsta a fost, domnule, să strângă populația, domnule, să-i dea un pe Danșova? 11 septembrie a dovedit ce că... Cum arăta? A dovedit că America e vulnerabilă. A creat mari probleme economiei americane pentru că foarte mulți investitori s-au mutat în alt spațiu. Bursa este foarte sensibilă la evenimente. Asta a fost un eveniment major. Bursa americană s-a prăbușit. Atunci? Eu aici sunt nevoie să contrazic, pentru că din ce văd eu în ultimii 50 de ani, America, după toate prăbușurile de bursă, a căzut în picioare. Deci a fost prima care... Vorbit... Sau unii dintre americani, da. Nu mă refer la America pe global, a căzut în picioare. A fost tot timpul copa mitică. Atunci s-a accelerat declin. S-a spus că poate să fie o lovitură arabă. Nu e adevărat, Arabia a pierdut foarte mult. Evident, Arabia a pierdut cel mai mult. Evreii au pierdut foarte mult. Statul care a câștigat din 11 septembrie este Germania. Pe Germania a avut reasiguratorul. Reasiguratorul nu. Este o firmă din Germania. Nu. Ba da? Nu asta e problema. Păi cum? Dar înseamnă o sumă colosală pentru 5 miliarde de euro. Problema bine, urmă, mă rog, de fapt. 5 miliarde de euro. Dar gândește-te că foarte multe, bine, pentru Germania, da. Foarte multe investiții s-au mutat. Da, interesant ce s-au mutat după piața americană și s-au dus într-o piață prietenoasă. E foarte greu cetățeanului occidental, caucazian, cum zic americanii, e foarte greu să-i spui să se ducă în Hong Kong, care-i departe, mănâncă ea câini pisici cu mânuțele lor usuroase, e altă civilizație, altă cultură, fel și fel de infuzii, de budiști, de nenorociri. Dar Germania este o țară care seamănă, e o țară europeană civilizată. Foarte multe investiții s-au mutat. Teoria conspirației spune următorul lucru. Germania n-a fost niciodată împăcată cu pierderea războiului. Așa este. Și ce n-au reușit să facă cu armele, au făcut cu bani. Au cucerit Anglia. Au cucerit Anglia economic, în investiții. Și Soros știe foarte bine treaba asta, că Soros demască în cartea lui, că de aici a plecat ideea emisiunii, în cartea lui viitoare, pericolul german. Dar Soros a fost un aliat al Germaniei. Deci Soros s-a folosit de banca germană, de marca germană, ca să doboare lira. Da, celebra lovitură. Celebra de lovitură când a înjumătățit valoarea lirei peste noapte, în 1992. A existat o campanie la sfârșitul anilor 90, începutul anului 2000, în care s-au făcut investiții nemăsurate germane în Anglia. Acum din nou este un val. Deci în 2012 Germania a devenit principalul partener comercial și investitor în Marea Britanie, depășind 153 de miliarde, depășind Franța, care era până pe, și celebrele pe un loc privilegiat. Mașini britanice sunt cumpărate la ora actuală. Da, că și cumpărate de Tata, firme italiene și de chinezi. Între timp au mai străinat, dar în
Anglia a înstrăinat cam 39% din brandurile importante. În anul 2000, 63% din ceea ce ei numeau capital major era german. Germania a intrat în niște bănci importante, a intrat în firme de asigurare importante, în principalele bănci, în Lloyd's, National Westminster, da, în industria auto, în Vauxhall, al lui Opel, BMW, sigur, Rolls-Royce, E.ON, GAS, E.ON este un mare investitor. Sunt foarte, foarte mulți germani și autocarele turistice sunt germane. E foarte mult german, Tecom, Deutsche Telekom e prezent în Anglia masiv. În Anglia sunt prezenți și toți oligarhii ruși. Au făcut foarte mult. Toți au rezidența la Londra. Arabii. E interesant că foarte mulți oligarhi ruși au cumpărat de la nemți. Deci Germania a avut o campanie de asta de investiții și a avut o campanie de control asupra Germania în Anglia. În Statele Unite nu putea să facă același lucru, pentru că Statele Unite este o țară... Și atunci Germania au dat lovitura de la 11 septembrie. Statele Unite sunt o țară foarte mare, cu o economie foarte puternică, cu resurse pe care și le-au conservat. Pentru că după criza petrolului din 73 au închis robinetul la foarte multe sonde și conducte. O țară cu un potențial foarte mare, o țară mare. O țară care își tipărește singură bancnota, care poate să tipărească câte bancnote vrea, fără să dea socoteală. Vreau să vă aduc aminte că 11 septembrie 2001 este înainte de 1 ianuarie 2002. La 1 ianuarie 2002 a intrat euro pe piață ca monedă efectivă. Da, și programul de dezvoltare. Euro și dolarul au intrat la paritate. Și euro s-a dus puternic în sus. Bineînțeles că americanii au văzut partea plină a paharului și au spus da, pe noi ne avantajează pentru exporturi, pentru ne avantajează dolarul mic din niște puncte de vedere. Dar ca și capital de încredere, euro mare a câștigat foarte mult și Germania controlează în momentul de față că euro este moneda spațiului german. Este o monedă emisă într-un mod ciudat, într-un spațiu discrepant. Tu emiți o monedă pe care un stat o emite... O monedă care să știi că pentru început a sărăcit cetățeanul german. Da, dar cetățeanul german și-a revenit. Dar da, cetățeanul portughez nu și-a mai revenit. Cetățeanul grec nu și-a mai revenit. America are spaimă de Europa. Asta este realitatea. De Statele Unite ale Europei. Realizează că e concurența foarte mare. De-aia vin toți experții americani să spună că trebuie să se treacă de la euro din ăla la marca germană. Asta sunt banii veri. Asta e teoria lui Dugin. Revenim la conspirație. Eu nu spun că 11 septembrie a fost o conspirație a statului german. Dar să nu uităm că nemții le-au cam avut pe-astea cu organizațiile secrete din cele mai vechi timpuri. Le-au avut, dar culmea este că în materie de servicii secrete au fost și mai proști. E adevărat. Deci cu organizații secrete au avut. Au dat-o săracii tot timpul. Tu îți dai seama ce s-a întâmplat. Da, dar atenție, scuză-mă că o scurtă paranteză. Germania a avut un aliat tradițional cu servicii foarte puternice și anume Rusia. Între Germania și Franța, altă țară cu servicii foarte puternice, au existat iarăși totdeauna relații interesante. S-au mai războit, dar de fapt ei s-au împăcat de foarte multe ori. Și au pus multe la cale, în general. Și mai este și China, care ulterior lui 11 septembrie a intrat pe piața americană cu sume absolut colosale. Deci s-ar putea ca această China să fie principalul beneficiar. China având și o altă tendință teroristă. S-a constatat că majoritatea atacurilor de hackeri provin de acolo. O diviziune din asta de atacuri informatice colosale. Deci la ce nu s-așteptau americanii este așa. N-au putut să-și dea seama cum ceilalți congresmeni care n-au participat la conspirație, bun, vor juca cartea legislației. Și în momentul în care s-a dat dreptul la acele legi în favoarea naționalismului american, Patriotic Act, cum ziceau ei, actul patriotic, unde dădea dreptul guvernului american să blocheze orice cont bancar dacă presupunea numai că din el s-ar putea subvenționa acțiuni teroriste, din acel moment America, fără să... La asta nu s-a așteptat, nu s-a gândit nimeni, America a început să pierde. Și a început să pierde în fața eurilor. De ce? Pentru că arabii care aveau foarte mulți bani băgați în băncile americane, ai zis, păi dacă mie îmi închide contul, mie ca arab care sunt super milionar, îmi închide conturile chiar dacă am milioane. Păi mine mă duce la sapă de rând. Eu să nu mai pot să mai duc mâine să mă cumpăr ceva cu carta mea când am 7 neveste în spate și 30 de copii, mă nenorcește. Și America a pierdut foarte mulți bani în Irak. Și atunci și atunci au început să scoată bani din America, să-i ducă unde? Și au zis, domnule, în Europa. Și schimbăm pe euro.
Și asta s-a întâmplat după 11 septembrie. Numai în primele 6 luni după 11 septembrie, 700 de miliarde de dolari au zburat din America în Europa. De a început, euro înainte era cum e dolarul acum față de euro. Era raportul exact invers. Și brusc a început să crească. Erau pare și a crescut euro. În decurs de 5 ani de zile, între 2500 și 5000 de miliarde de dolari s-au dus spre Europa. E o sumă fantastică, lumea nu realizează. Poftim? E o sumă, domne, s-au dus niște bani fantastic spre Europa. Câți? De la arabi. Între 2500 de miliarde și 5000 de miliarde. Fantastic de mult s-a dus. De lumea unde, de unde ai datele astea? Sau ce? Poftim? Ai citit? De unde ai datele astea? Cum să nu? Au fost făcute la un dat publice. Mm-hmm. Nimeni nu știa să le calculeze. Pentru că toți se întrebau, cum poate să crească euro? Păi simplu, că a venit arabul și a început să-ți dea dolarii pe euro. Dar și dincolo, și dincolo a investit statul chinez foarte mult. Nu mai vorbesc de chestia asta. În America. Și atunci America s-a speriat. În privința asta, America s-a speriat. Și atunci a început să-și găsească instantaneu să grăbim războaiele prin care încercăm să dominăm piața. Da, stilul imperiul roman. De ce a vrut să se intre în Afganistan? Care e motivul? De ce au vrut să intre rușii în 80 în Afganistan? Pentru că armata rusă, prin prospecțiune pe care l-a făcut, a descoperit zăcăminte de diverse, ca să zic așa, diverse zăcăminte în valoare de peste 1000 de miliarde. Motivele pentru care au intrat rușii în Afganistan și motivul pentru care au intrat în Afganistan sunt complet diferite. Ba, sunt exact acelea sunt. Păi cum, care sunt după exact acelea sunt, domnule, zăcămintele. Motivele pentru care au intrat rușii în Afganistan sunt aceleași pentru care au intrat americani în Kosovo. Stai. De ce au intrat americani în Kosovo, știi? De ce? Pentru că Kosovo este deținătorul de cel mai mare zăcăminte de crom. Știi ce înseamnă cromul? Vă spun eu ce înseamnă cromul, că sunt fizician. Toți avem la noi crom. Inox. Vrei să faci inox? Pui crom. Vrei să faci inox pur? E crom. Dacă ai inox pur și pui pe el un magnet, nu se prinde. Că e crom, nu e fier. Restul e crom cu fier. Sau cu alte aliaje. Bun. Și exploatează în momentul de față cromul de acolo? Dar nu-i căutați, domnule, îi dețin ei când au nevoie, vor apela la el. Iar în Afganistan... Acum este un haos. E o nebunie. Deocamdată sunt, domnule, dar asta trebuie să le faci din timp. În Afganistan, iară, nu dețin controlul sau retras. Asta le faci din timp. Nu le faci în ultimul moment. Adică nu le-ai ieșit plan. Păi, nu, le faci din timp, nu poți să aștepți să-ți vină altul, că în momentul în care ți-a venit un partener de-al tău și a câștigat Afganistanul, te rupi. Există o conspirație, realitatea următoare. Afganistanul este o țară lipsită de orice fel de resurse. Este o țară care vinde droguri, care cultivă opiu, cultivă cannabis, fac niște chestii primare. E o țară lipsită de civilizație și de sistematizare urbană. Deci n-au oraș, au o populație, au speranță medie de viață vreo 30 de ani. Trăiesc ca cu 2000 de ani. Sunt păgâni jumătate, gvasii musulmani jumătatea cealaltă. Sunt o nație neînrudită cu nimeni. O nație pe care nu iubește nimeni. O nație decăzută. Asta e un motiv ca să nu fie ajutați de nimeni. Dar de ce să intri peste ei? Au intrat dintr-un motiv esențial. La Marea Caspică să fac tranzacții foarte mari cu bani, cu cash, care erau finanțate cu foarte multe, în foarte multă, foarte mare măsură de producția de droguri, de droguri din Afganistan. Ca să controlezi piața din Caspica, trebuia să rupi o parte din bunurile tranzacționale. Luați rapoartele oficiale ale statelor, ale armatei Statelor Unite, care recunosc singure. Asta a fost cifra lansată de către ruși. Pentru care au intrat rușii acolo. Rațiunea reală, pretextul a fost altul. Rațiunea americană a fost următoarea. Americanii trebuiau să aibă o reacție la 11 septembrie. Da. Deci nu poți să recunoști propriului tău popor și aliaților tăi din NATO, habar n-avem ce ne-a lovit. Cineva ne-a dărâmat două clădiri și noi nu știm cine. Să iau pe ata și... Și atunci au dat un comunicat, au trebuit să dea o explicație la orice. Deci când ai un lucru inexplicabil, tu trebuie să-l explici. Și au spus, domne, n-au fost două avioane, au fost patru. Tu nu puteai să spui un avion l-a îndoborât noi, alt avion l-a îndoborât tot noi și am dat noi cu o rachetă de-a noastră în Pentagonul nostru. Că te faci de râs. Și atunci a zis, domne, nu, ei au fost niște eroi care ca Adrian Iovan au redresat avionul, s-au bătut cu teroriști în parte, au căzut în Pennsylvania. Alt avion cu greu a încercat ăla să evite și a căzut în Pentagon.
De fapt, ne-am dat seama cine este. Este un băiat care se numește Bin Laden, care locuiește în Afganistan într-o grotă. Acțiunea asta nu putea fi proiectată logistic, pentru că 11 septembrie a costat puțin, a costat $10,000, a costat puțin. Dar înseamnă foarte multă proiectare, foarte mult know-how. Nu putea un băiat, nu avea comunicații, nu avea logistică, nu putea dintr-o grotă din Afganistan să proiecteze așa ceva. Că ăia care erau în avioane erau arabi, ori fi fost arabi, că nu găsești comandul sinucigași suedez. Dar erau niște pioni. E, atunci vii și dai vina pe Bin Laden, pe care l-aveai, îl țineai în rezervă, care a fost agentul tău, ca și Saddam Hussein. Și zici, bombardăm Afganistanul. De ce? Pentru că dacă bombardăm Afganistanul, nu avem reacție. Nu protestează nimeni decât cu jumătate de gură. Nu sunt arabi, nu sunt hinduși, nu sunt persani, nu sunt în Liga Arabă, nici musulmani nu sunt. Nu sunt înrudiți cu nimeni, da, mă rog, nu plânge nimeni după ei. Nu vor fi pierderi majore, pentru că nu bombardezi o țară urbanizată. Bombardezi niște munți, un deșert umed, bombardezi niște lucruri care nu contează. De asta s-au dus americanii în Afganistan. Americanii, mă rog, hai să în Afganistan. Dar astea sunt rapoartele oficiale ale armatei americane, care au recunoscut ce au descoperit rușii, că da, au intrat. Rușii, dacă vreau să controleze traficul de droguri, nu trebuie să intre cu armata. Că în momentul acela îl împiedici, nu-l controlezi. Îl ascunzi, nu-l controlezi. Da, nu. Trebuia să financezi un lider local, trimitei bani și... cu mari, uriașe rezerve minerale. Imposibil. Iar cine dezvoltă, de exemplu, primele automobile electrice? Americanii. La americani găsești în fiecare benzinărie din, de pe coasta a Californiei, cât o prize pentru automobile electrice. La noi de-abia vezi câteva, de-abia acum face Uniunea Europeană, stabilește. Polonia trebuie să aibă până în 2030 cel puțin 100.000 de prize pentru automobile electrice. La americani deja au început să se umple. Dau un exemplu. Cele mai mari rezerve de litiu sunt în Afganistan. Știți ce înseamnă litiu? Da, știu, un metal alcalin, dar mă rog. Bun. L-avem toți la noi. Bateriile de telefoane mobile, care sunt singure deocamdată care s-au descoperit, care pot să fie folosit cu randament mare, bun, la bateriile de automobil electric. Acolo nu mai pui puțin litiu cât pui la un acumulator de ăsta. Acolo pui cantități mari de tot. Rezerve sunt fantastice. În țara aia muntoasă sunt ceva bun. Stau și te întreb, dacă interesele erau atât de mari, oare de ce nu s-a ajuns la o formă de dominare? Nu. La o înțelegere, la o... Nu, pentru că regula este simplă, regula este simplă. În momentul în care s-au dus la o formă de dominare în petrol, eu vă spun ce zic ei pragmatic, în momentul în care s-au dus la o formă de dominare, nu de cucerire, în zonele Asiei, unde sunt țările arabe pline de petrol, s-a ajuns la următoarea situație. Da, da, până la urmă ei dețin petrolul. Și americanii au zis, nu domne, noi trebuie să deținem. Nu mai trebuie să ne gândim că intrăm într-o țară care e plină de bogății în subsol, dar ei sunt niște triburi la nivel de epoca de piatră și noi să educăm ca după aia zicem, bine, nu vreți să ne vindeți nou la prețul actual asta? Dar lucrezi într-un sistem persuasiv, aduci un e mai ușor așa, arab sau ce naiba e, un afgan din ăsta găsești unul. Altfel îți intră și englezul și francezul și germanul și italian. Asta înseamnă să elimini o populație întreagă. Ce nu elimini, domnule, o ții la obroc acolo, faci ce vrei cu aia, zici că ai făcut exportul de democrație. În Irak, americanii au făcut o invazie ca să exploateze alții petrol. Americanii pierd bani în Irak. Dacă câștigă Franța, câștigă Turcia și câștigă Rusia. Deci americanii când au făcut invazia... Deci au fost proști. Americanii au făcut invazia terestră pentru că au fost proști. Deci Saddam Hussein, am discutat treaba asta într-o emisiune trecută, Saddam Hussein a avut un pretext nobil, ocuparea Kuwaitului, și-a înfrânt propria armată și a discreditat generalii și a decimat efectivele ca să nu suferă lovitură de stat și a mizat pe faptul că va suferi un embargo de scurt în timp, bine determinat în timp și nu va suferi niciodată o invazie terestră, că niciun președinte american nu va fi atât de imbecil încât să invadeze terestru Irakul. Embargo a durat foarte mult. Între timp a intervenit și 11 septembrie după 10 ani de embargo. Și a apărut un președinte american atât de imbecil, încât fără să ia în considerare niciun fel de repercusiuni interne, internaționale, economice, militare, a intrat terestru în Irak. Asta a făcut Bush. Nu știu, în momentul în care americanii au invadat Irakul dinspre Kuwait, în 2003, Turcia a deplasat trupe în Kurdistanul de Nord, spre Mosul. Turcia este o țară cu minoritate kurdă și cu o problemă kurdă serioasă, și a declarat că are nevoie de un spațiu, lasă-mă să termin. Are nevoie de un spațiu de siguranță pentru a-și proteja propria populație.
și populația de etnie turcă din teritoriul irachian. Și a deplasat în sud trupe. Abuziv. Trupele sunt și acum acolo. Conductele care duceau petrol înainte de embargo dinspre Mosul, spre Turcia, au fost reactivate. Și acolo curge petrol. Turcii exploatează în liniște pentru că populația locală, arabă și turcă, le este favorabilă. Ei se bucură că îi păzesc de curzi, că nu-i belesc curzii după zeci de ani de atrocități. Deci ei nu se confruntă cu sabotaje. Franța a sprijinit Irakul în Consiliul de Securitate ca membru permanent ani de zile. Franța a vândut armament în Irak. Franța este cel mai mare vânzător de armament din lume. În afaceri împreună chiar cu regimul clandestin. Saddam. Deci tot ce s-a vândut în Franța, Mirage, Exocet, s-a vândut o grămadă de lucruri. A dat un sprijin politic și militar Irakului. În momentul în care a participat ca o forță multinațională, după ce s-a reglementat situația de către Națiunile Unite în Irak, Franța a fost privită ca un prieten. Uh-huh. Franța exploatează acolo și exploatează masiv. Rusia exploatează masiv, pentru că Rusia tot în 2003 și-a parașutat trupe, pentru că avea populație civilă, avea experți, avea muncitori. Și și-au parașutat militar ca să-și apere lucrătorii, cetățenii. Și-au evacuat cetățenii și-au păstrat militarii și exploatează în continuare spre Iran, spre stanuri. Deci toată lumea exploatează acolo, într-o veselie. Mai puțin americanii, pentru că americanii sunt inamicul. Bombele, arabii, irachieni, pun bombe cui? Dușmanului american. Nu le pun turcilor, cu care fac comerț, nu le pun rușilor, care sunt prieteni tradiționali, nu le pun francezilor, care sunt prieteni tradiționali. Pun bombe cui? Opresorului american. America pierde bani, pierde trupe, pierde vieți omenești mai mult decât declară. Pentru că sunt o grămadă de militari sub arme care n-au cetățenie americană și care nu există. Ei raportează ofițerii, gradații, ca morți. Dar o pierdere zilnic. Da, nu știu, în toată teoria asta sunt vreo două chestiuni pe care nu le înțeleg. Vrei să știi din ce trăiește soldatul român din Irak? Un personaj, din ce soldă? Vreodată? Din ce soldă? Soldatul român dă șpagă ca să meargă în Irak. Ca să meargă în Irak. Deci câștigă într-un an de zile cam 18.000 de dolari. Da. Și el își pagă 5.000, 10.000 de dolari ca să plece acolo. Mm. Întrebarea firească este de ce ar face treaba asta? Pentru că acolo trăiește din comerț. O să vezi că niciun soldat român n-a murit în Irak fiind atacat personal. Deci au murit în accidente. Accidente, da. Au călcat pe mine, s-au electrocutat. Da. Au murit în niște convoaie în care n-au putut fi identificați, dar nu există cazul de soldat român omorât direct de un adversar irachian, pentru că sunt parteneri de schimb. Ăsta e un lucru care nu s-a spus. Din ce rezistența irachiană, cu ce muniție funcționează? Și cu ce Dumnezeu fac ei comerț acolo? Cu ce fac comerț? Da. Uite, irachienii, de exemplu, folosesc 7.62 parabelul, Kalashnikov, că sunt obișnuiți cu arme. Așa. De unde cumpără muniție de 10 ani? De la soldații români, bulgari și polonezi. De unde cumpără aia care fac mașini capcane să-i bombardeze pe americani? De unde cumpără trotile? De la detașamentele de genii. Mult, domnule. Asta e făcut de fire de mult, dar le așteptau irachienii să vină soldații români. Ca nu să știu, mă rog. Soldații români au fost între primi. Haideți să revenim puțin la ceva la concret. Exact. Americanii și cu rușii, între tot timpul a fost o concurență. Niciodată una dintre puteri n-a făcut ceva fără ca cealaltă să zică, da, mie ce mi iese la chestia asta? Eu unde? Dacă tu intri acolo, eu unde pot să intru? Hai să ne gândim, de exemplu, ce va cere americanilor, ce va cere America rușilor, pentru că rușii au intrat în Crimea. În Crimea. Și americanii vor specula crunt chestia asta. Ca să le permite într-un final rușilor să poată să lipească Crimea. Păi și ce ar putea face altceva? Nu știu. Știu că la un moment dat când s-a discutat dur de tot ideea să se intre în Iran, nu e o speculație că au lansat-o, în general se face așa, fac o mică paranteză, în general se face în felul următor, ca să pregătești o populație să obișnuiască cu o chestiune, mai ales dacă e dură de tot, întâi îi lași pe câte unul, doi de ăștia lideri de opinie să lanseze bazaconia în public. Publicul zice la început, mamă ce tâmpenie mare, nu se poate, după care o mai vorbește unul și la un moment dat devine o banalitate. De exemplu, când vadem mult, s-a încercat așa, intrarea americanilor în Iran îi va costa foarte mult pe americani, rușii vor cer ceva la schimb. Și la un moment dat s-a lansat ideea de către un om din cadrul departamentului american, domne, că Alaska a devenit nerentabilă.
Deci acolo oricum zice 80% dintre... Lăsați-mă puțin, 80... eu vă spun ce idee s-a lansat. Da. A apărut în ziare, a apărut în mass media. 80% dintre muncitorii de acolo, dacă în curând vor fi 100%, oricum zice, chiar dacă sunt acolo câteva, zice, zeci sau sute de mii, depinde cum sunt exploatările de petrol, zice, sunt, zice, ruși. Pentru că ea vin clar, prin simtoarea Bering, aia se ocupă cu petrolul. Corect. Nu mai se duce americanul să facă exploatare. Bun. Zice, dăm înapoi Alaska rușilor, zice, pentru că, zice, în afară de petrol, zice, că America are de unde să-și ia, zice, nu mai e ce să mai face în Alaska. Asta a fost doar lansat o idee pentru diverse planuri. Bine, că multe idei. O idee, eu v-am spus că care s-ar putea să nu fie deloc valabilă. Acum vine problema cu Crimea. Rușii vor Crimea cu orice preț. E rusesc. Bun. Iar americanii vor zice, iar americanii vor zice nouă CNS. Deja au zis nouă CNS. Mm-hmm. Bun. Încă nu s-a lansat nimeni cu speculația să vadă ce vor face, ce vor lua americanii la schimb. Venezuela? Dar din păcate. Venezuela? Nu știu, mie mi-e greu. Am încercat și eu să aflu, n-am reușit. Din păcate sau din nefericire, americanii totdeauna au luat mai mult decât rușii. Asta nu că aș dori să ia rușii mai mult. Aș dori ca nimeni să nu ia nici rușii, nici americani să nu ia nimic. În toate conflictele astea, până la urmă, sunt unii care pierd. De-aia micii pierd tot timpul. Asta va fi partea cea revoluția, mai dură. Revoluția din... Revoluția, mă rog, rebeliunea asta din Ucraina, din Kiev, sunt date destul de sigure că a fost finanțată de Soros. Că am fost organizată, că au fost înarmați. A venit, pe 11, pe 11 martie acum, s-a ținut ceva unic în România. Nu s-a mai ținut niciodată, pentru că nu s-a mai ținut niciodată la nivel european. S-a făcut o adunare a comunităților evreiești din Europa. Unde la această adunare a comunităților evreiești din Europa a venit președintele comunităților evreiești din Europa, Vladislav Moshe Cantor. Bun. Vladislav Moshe Cantor este un cetățean rus cu domiciliu stabil la Londra, un oligar cu o avere de peste 2 miliarde de dolari, făcută pe a deținut, el deține comerțul cu îngrășăminte din Rusia. 2 miliarde e puțin pentru un oligarh. Domne, mic. Un oligarh mic, n-a zis că nimeni că un oligarh mare. Bun. E un becali. Depinde și cât vrea să-și pune el pe piață, cât are averea. Bine, sigur. Și contează inteligența. Fără discuție, bun. El a venit și a spus așa. El a venit și asta s-a întâmplat acum, deci marți. Și a ținut marți un speech la această adunare unde era și domnul premier Victor Ponta. Și în acel speech spune așa, dincolo de ideea că extremismul, că Jobbicul, că Marie Le Pen, că cutare, că cutare, a vorbit așa. Despre extrema dreaptă din Ucraina, care cu forța armelor a deturnat guvernul ucrainian. E adevărat că s-ar putea să fie exprimat greșit, pentru că engleza nu era foarte fluentă, deși stă în Anglia. Și că ascultându-l de vreo 3 ori că am înregistrat toată chestiunea asta, la un dat am trăit cu senzația că vrea să spună că de fapt așa, au preluat puterea, ca să zic așa, cei care au contra sau cei care au opoziția, după care au intervenit extremiștii cu armele și și-au spus cuvântul greu în cadrul opoziției care a ajuns la guvernare. Voi vă aduceți aminte unde trebuia să existe acel stat evresc? Basarabia. Era un stat... În Uganda. Era Uganda, era Madagascar, erau multe chestiuni de asta, bun. Era Bucovina de Nord și Ucraina. Păi era Galiția. Mulți ziceau, domnule, să le dăm Galiția. Acum unii vin cu speculația următoare, zice. Să mute Polonia, zice Ucraina va fi... Nu, creează și unul acolo și unul acolo. Adică unii sunt evrei, alții sunt evrei. Când s-a întâlnit Bush Junior cu Putin, când s-a întâlnit Bush Junior cu Putin, e celebră... Așa și da la televizor când Putin arăta harta Europei și explica lui Bush. Zice așa, și asta e Ucraina. Crimea este de fapt a noastră, nordul Bucovinei, deci asta e a României, sudul este a României, ăsta este al Poloniei, ăsta e la cotare. Și mulți vin cu speculația, zice, în decurs de 10 ani, zice, Polonia renunță la o parte din teritoriu, deși mai greu se spus că acum suntem în Europeană, deci asta e care o speculație, dar eu vă spun ce se vehiculează. Adică Germania să-și ia înapoi partea care acum aparține Poloniei și Polonia să-și ia înapoi ceea ce aparține de, este la ucrainieni. Asta da. Ar fi o șansă pentru România să zici că se împarte, dar
dificil de spus. Colonele, te rog frumos o concluzie. Păi până la concluzie vreau să mai clarific câteva lucruri, că nu te e rog. Chiar așa de simplu. Cioroș este un evreu maghiar. Mă rog, după... la origine, familia. Da, sigur. După război sau spre sfârșitul războiului, au reușit să plece cu familia în Statele Unite și în 1985 și-a înființat la Budapesta Open Society, societatea lui deschisă. Exact. Cu un concept filozofic. Așa, care se originează din Karl Popper. Da, exact, din Popper. Da. Asta este numai paravanul. El a fost chiar elevul lui Popper, mă rog. Da, da, da. Asta este doar paravanul, pentru că această societate deschisă, care este deci împotriva statului cu granițe și cu lucruri ferme pe care nu la trebuie... un anumit nivel, nu poți să spui că desfințează statele. E. Da, în fine. Nu, da. Dar... ok, bun, bun, bun. Așa. El nu este decât, această societate deschisă, nu este decât un aspirator de informații din diverse moduri, adică este o agenție de spionaj la vedere. Așa și că informația din toate domeniile. El recrutează diversi indivizi din societate, îi instruiește și apoi încearcă să-i placeze în instituțiile statului respectiv. El s-a infiltrat și în Rusia, și în Croația, chiar și în China. În Rusia a fost dat afară pentru că a promovat pe diverse căi, în special prin internet, un manual de sinucidere, care i-a scandalizat pe ruși și a interzis asta. Și interesant, n-am știut. Tugiman, la fel, a interzis în Croația Franjo Tugiman, societatea deschisă, pentru că și acolo făcuse diverse porcărele. Nu mai spun că și în China. În China n-a fost din scurt dat afară. Deci, prin aceste formule de aspirare de informații, el a reușit să spargă Banca Angliei în 92, după care s-a zis că, în urma căreia s-a spus că a fi câștigat vreo 2 miliarde de... lire sterline. Așa. Acum vreo 2-3 ani a apărut o carte a lui Roberto Qualia despre 11 septembrie, chiar așa se cheamă, 11 septembrie, mitul. Acest Qualia este, sau a fost mai multe mandate europarlamentar și a aflat și el, bineînțeles, multe lucruri. Și spune că Cioroș n-a câștigat 2 miliarde, ci 10. Mă rog, și Gigi Becali a fost europarlamentar și EBA. Și... da, da, sigur. Și am văzut la italieni figuri mai sinistre chiar. Problema este că acest 11 septembrie, într-adevăr, nu este o conspirație a Germaniei, ci este a guvernului din umbră al Statelor Unite, a șomilor războinici de acolo, care au făcut-o ca să găsească, într-adevăr, acest pretext de a declanșa războiul preventiv. Războiul preventiv e a fost concept, da. A fost lansat prima dată de germani. Ăștia l-au reinventat ca să pună piciorul în prag și să... bun, de unde spună... informațiile astea? Din Roberto Qualia, din cartea lui. Deci o ipoteză. Din cartea... nu, nu sunt ipoteze. Sunt demonstrații cu texte, ipoteze. Cu biografia aferentă. Mai e o carte, o, zero, care a fost și a publicat aici, uh-huh, în care au publicat vreo 12-13 specialiști britanici, germani și așa mai departe. Oricum, prin martie 2002, un analist militar german își punea întrebarea, domnule, cele două avioane au plecat la câteva minute diferență. Al doilea însă, care a intrat în turnurile gemene, a ajuns după vreo jumătate de oră. Cum a stat el deasupra teritoriului american, deși ăia văd cu avioane, văd un timp, da, da, un număr de mașini și așa mai departe. Deci, de, se fac demonstrații clare, numai americanii mai fac filme de comemorare a lui 11 septembrie, din bine producția industrială cinematografică. Mă trebuie doar două secunde ca decât... să râdem puțin. Două nu, secunde. Da, ok. Da. Cel mai tare, cea mai proastă conspirație de care a zis toată lumea a fost cuprinderea și asasinarea lui Bin Laden. Aia mi s-a părut o comicărie cruntă. Aș continua. Te rog, te rog că am depășit timpul și trebuie să închidem. Da, așa. Cuvântul conspirație implică, nu cum a spus colegul nostru, că dacă cucerești o femeie, faci o strategie și ce ai o conspirație. Implică cel puțin doi și ca să ai prestigiu mai mare, trebuie să fii trei, ca să fie o democrație. Conspirația înseamnă colaborare, colaborare, cointeresare înseamnă cel puțin doi. Să fie mai mulți, asta înseamnă conspirația. Deci un grup care conspiră. E o co-inspirație. Așa, o inspirație pusă la cale de mai mulți înși. Deci ele există în mod firesc. Nu este o problemă să spui că teoria conspirației este o aberație. Este unul care a scris o carte despre teoria conspirației în care neagă conspirațiile,
unul George Voicu a scris și el o carte, Zeii, nu știu cum se chema ei. Gică Voicu de la Național, era fi, nu cred. Nu, George Voicu, unul filozof, zice. Ah, ok. Și spunea că nu există conspirații, dar îi acuza de conspirație pe Cristianul Popescu, pe Vadim Tudor și pe alții. Ok, ok, dacă pe Vadim îl acuză cineva. Mă rog. Sigur că cel mai bun lucru să negi teoria conspirației este să spui că nu este doar o aberație și nu știu ce. Da. Dar nu, conspirațiile... nu trebuie să confundăm pe cei care neagă cu cei care au un spirit pozitivist, gen Doru Nicolaescu, care într-adevăr cunoaște foarte bine domeniul bancar, el poate să-ți demonstreze orice fel de circuit financiar, o anumită logică a oricărui circuit financiar sau economic și zice, domne, există o logică bazată pe profit. Bun, da, domnule. Da. Nu trebuie să omitem partea umană. Și anume dorința omului, domne, vreau să fiu mai bogat decât Șerban pentru că trebuie să fiu mai bogat. Nu contează că dacă și Șerban ar fi bogat, eu aș fi și mai bogat. Nu, mă rog, în fine. Da, doar omite din ecuație câteva chestiuni, în fine. O carte scrisă de un contabil șef al Băncii Mondiale, un consilier al președintelui, un premiant Nobel și așa mai departe. Un tip care are tot creditul nostru. El spune așa, că un monopol de stat totdeauna este mai bun decât un monopol privat. De ce? Pentru că se gândește la ceea ce ai spus adineauri, componenta umană. Un profitor privat, o întreprindere privată, caută numai profitul călcând pe cadavre. Exact. Ei, și atunci, transformând tot un cadavre. Și atunci, neapărat face o conspirație cu alții ca să-și împartă un profit minim decât să piardă când are concurenți puternici în altă parte. Și așa mai departe. Și el spune aici că Rusia a fost jefuită prin teoria tăierii cozii câinelui dintr-o dată sau treptat și așa mai departe, în mod deliberat. Se referă și la România. Spune așa că România n-avea nevoie de cei 20 de milioane de dolari împrumutați când a cerut în 98 Constantinescu de la femei împrumut. N-avea nevoie. Pentru că avea o economie... Nu închide subiectul. Da. Nu închidem subiectul, săptămâna viitoare am eu această ambiție și vreau să demonstrez și cu voi care ați stat până la ora asta și vă mulțumesc extraordinar, mulțumesc și regiei care a făcut astăzi un efort deosebit. Da. Săptămâna viitoare continuăm cu teoria conspirației, da? Nu uitați de săptămâna viitoare și alți invitați, ați văzut săptămâna aceasta oameni excepționali ca generalul Mircea Chelaru, ca Ion Coja, vor fi alături de noi. Reluăm de luni caruselul României reale, da? Care până la urmă poate vom ajunge să ne dăm seama că România reală ar trebui să însemne respect pentru români. Să aveți un weekend plăcut, stimați telespectatori.